O să încep prezentarea de astăzi. Ea are în centru tema sufletului. Am adăugat și întrebarea cum pot să câștig încredere în mine, în sensul în care încrederea în sine este legată de această tematică a sufletului ca și esența ființei umane. Și voi începe cu o trecere în revistă a ce este sufletul. Mulți filozofi s-au preocupat de acest subiect. Este un subiect central în temele pe care filozofii le abordează. Platon, filozoful atenian pe care într-un fel l-avem și astăzi invitat, un filozof din secolul V, înainte de Hristos, prezintă sufletul ca fiind separat de corp. Înainte de Platon, pitagoreicii afirmă același lucru, mai mult ei spun că trupul este o închisoare pentru suflet. Până la momentul acesta, conceptul de separare a sufletului de corp nu era prezent în conștiința colectivă. Se considera că sufletul coexistă împreună cu trupul, iar atunci când acesta din urmă moare, pierde și sufletul din el. Odată cu pitagoreicii, cu Platon, ideile acestea încep să devină publice. Plotin, un filozof neoplatonic din secolul III, de data aceasta era noastră, definește sufletul ca având o parte superioară și de asemenea o parte inferioară. Partea superioară este conectată cu ideile, cu arhetipurile. În schimb, partea inferioară este dependentă de aspectele materiale. Atunci când omul este legat de partea inferioară a sufletului, el nu se mai cunoaște pe sine însuși. Nu mai are încredere în sine și de asemenea nu mai recunoaște celelalte suflete. Mai departe, încă din Grecia, se vorbește pe de o parte despre psihic, care este o oglindă a lumii exterioare, este sensibilitatea din noi, aspectul care, prin intermediul căruia noi percepem ceea ce senzațiile ne aduc, auz, văz, pipăit și așa mai departe. Și psihicul include activitatea intelectuală care este motivată și determinată de materialul senzorial pe care noi îl accesăm, practic de experiențele noastre. Sufletul, în schimb, înseamnă mult mai mult decât atât. Este conștiința intelectuală a sufletului. Conștiința intelectuală include atât conștientizarea și aprecierea propriilor trăiri psihologice, ceea ce am definit înainte, cât și căutarea unor forme abstracte și generalizate ale adevărului. Și atunci sufletul include atât conștientizarea trăirilor psihologice, psihicul ca și oglinda lumii exterioare, adică în psihic se oglindește ceea ce se întâmplă în afara noastră, cât și căutarea unor forme abstracte și generalizate ale adevărului, adică a ceea ce este. Câteva cuvinte despre cadrul în care a fost scris acest dialog. Spuneam că Platon este un filozof care a trăit în secolul V, înainte de Hristos, în Atena. De asemenea, el a studiat și în Egipt și în Magna Grecia, în zona Italiei, a studiat cu școli pitagoreice. El este recunoscut ca un punct de cotitură în istoria filozofiei, fiind considerat unul dintre cei mai importanți filozofi ai lumii. Operele lui au prezentat într-o manieră argumentativă, dialectică, învățături pe care o parte din predecesorii săi le-au transmis, predecesori care sunt mai misterioși, deoarece sunt mai puțin cunoscuți. Mă refer acum la Parmenide, la Pitagora, la Heraclit, la tradițiile inițiatice, orfice și egiptene. Cam acesta ar fi cadrul. Fedon este unul dintre discipolii lui Socrate, care îi povestește lui Platon, un alt discipol de Aristocrate, despre vorbele maestrului lor din ultima zi, înainte ca acesta să bea cucuta, având în vedere că Socrate a fost condamnat de către Atena sub acuzația de corupere a tinerilor. Referitor la câteva concepte pentru care mi-am propus să le ofer o interpretare,
Pe de o parte este conceptul de filozof, iar în Grecia antică, filozoful reprezintă un ideal pentru ființa umană. Nu este neapărat cel mai mare ideal, pentru că ei au și conceptul de sofos, de înțelept, și de asemenea concepte despre etape mai elevate pe care omul le poate atinge, dar acest filozof este un ideal pentru oameni în general, este idealul omului care caută adevărul, adică caută să cunoască cum sunt lucrurile de fapt. Ce înseamnă să trăiești, ce înseamnă viață? Și adevărul reprezintă soluții pentru viață. Și atunci Platon spune despre filozof că el caută, filozoful, ca trupul să rămână singur în el însuși, iar sufletul, despărțit de trup, să rămână singur cu el însuși, adică cu sufletul. Filozoful caută ca trupul să se ocupe de aspectele trupului și sufletul să se ocupe de aspectele sufletului. Acest lucru l-am putea traduce printr-un ideal al omului care știe să fie autentic, care caută să fie obiectiv, care își cultivă o gândire foarte bună, adică își cultivă discernământul, poate să separe grâul de neghină sau grâul de mai multe semințe, mai multe tipuri de semințe și știe ce este fiecare și ce valoare are fiecare. Aceasta ar fi distinția aceasta între trup, respectiv suflet. Un alt concept este cel de suflet. Platon spune, sufletul este o entitate înzestrată cu puterea de a gândi rațional. Această entitate înzestrată cu puterea de a gândi rațional o putem observa în gânditorul din noi, acel forum din interiorul nostru, care ne oferă capacitatea să ne observăm pe noi înșine, să ne observăm propriile gânduri, să ne observăm propriile atitudini și în momentul în care cultivăm această abilitate, avem capacitatea să ne observăm detașat, fără să considerăm că ele sunt a noastră și sunt neapărat bune sau rele, ci să le observăm detașat și obiectiv. Și aceasta ar putea fi entitatea înzestrată cu puterea de a gândi rațional. Tot despre suflet spune că este entitatea care comandă asupra componentelor sale. Aceasta ar fi voința din noi, care se poate să o manifestăm astfel ca ceea ce noi recunoaștem ca fiind valoros să poată trece în prim plan în pofida unor obișnuințe sau a unor constrângeri exterioare. Această capacitate de a comanda asupra componentelor sale este asociată de asemenea și cu sentimentele noastre. Sentimentele, când spun sentimente, mă refer la stări afective, iar paleta stărilor afective este nuanțată. Avem, pe de o parte, emoții care sunt foarte puternice, se nasc foarte repede și, în general, dacă nu sunt întreținute prin gândire, dispar foarte repede. Și avem în polul opus sentimentele care se nasc mai lent și, de asemenea, ele dispar mai lent. Avem sentimente față de anumite persoane din viața noastră, inclusiv față de persoanele care nu mai sunt în viața noastră și totuși sentimentele noastre nu dispar, cum este iubirea. De asemenea, putem să avem încredere în noi, în viață, în oameni, dincolo de dificultăți, sau putem să simțim seninătate, chiar și în momentele când plângem, să existe o stare interioară de încredere și de fericire. Iar Platon spune, sufletul este entitatea care comandă asupra componentelor sale. Ar fi această entitate din noi, suma voinței și sentimentelor noastre, care este capabilă să comande asupra reacțiilor, atitudinilor, deciziilor pe care noi le vom face.
Alături de conceptul de suflet, Platon vorbește despre conceptul de trup. Și aici spune, trupul este ansamblul informațiilor care provin de la simțuri, instincte, impulsuri, plăceri și suferințe personale. Am parafrazat, am extras din dialog aceste caracteristici ale trupului. El vorbește despre trup în relație cu simțurile, în relație cu plăcerile, cu suferințele personale. Iar acest concept de trup l-am putea traduce sau interpreta prin condiția umană și limitele acesteia. De asemenea, în contextul de trup pot să intre și exagerările pe care noi le avem, pe care psihicul nostru le are, cum ar fi prejudecățile sau ranchiuna, gânduri limitative, invidie, răutate, hedonism, narcisism sau aroganță. Am vorbit despre suflet și despre trup și este o poveste cu tâlc pe care aș vrea să vă citesc. Spune că tatăl și fiul discutau și fiul îl întreabă pe tatăl său din ce anume suntem făcuți noi oamenii. Tatăl îi spune fiului că în el sunt doi lupi, unul bun și unul rău. În fiecare zi, între cei doi lupi, se dă o luptă pe viață și pe moarte pentru diferite situații. Fiul este curios și întreabă și cine va câștiga, iar tatăl spune cel pe care îl hrănesc. Acesta ar fi sufletul și trupul. Și Platon vorbește despre un mit în care vorbește despre doi cai, un cal alb și un cal negru. În povestea mai scurtă este un lup alb și un lup negru. Un alt concept de la Platon este cel de moarte, și un pasaj, filozoful arată cel mai mare dispreț pentru trup și caută să scape de el, urmărind să rămână cu sine însuși. Dispreț, caută să scape de trup, nu se referă propriu-zis la nu dori să mai ai un corp, ci poate fi tradus prin detașare, prin eliberarea de confuzia generată de un amalgam de impulsuri, instincte, căutarea unei plăceri, dorința de a evita o suferință și între toate acestea ne putem simți confuzi. Și atunci, filozoful este cel care disprețuiește această confuzie, căutând să înțeleagă cum poate să o determine, astfel încât să existe ordine și, de asemenea, să poată să urmărească un fir roșu a propriei sale vieți. Zice Platon, filozoful lasă trupul să-și vadă de ale sale, nu-i vine nicio tulburare, nici de la auz, nici de la văz, nici de la suferință, nici de la vreo plăcere. Ar putea fi interpretat prin a ne asigura că nu facem excese. Excesul poate să însemne a suprima ceva sau a supralicita ceva. Și atunci apare ideea de măsură justă, a ne asigura că putem înțelege ce înseamnă starea de echilibru pentru noi acum, știind că în viitor ea nu va fi identică cu cea din prezent, la fel cum nu este, cea din prezent nu este identică cu cea din trecut. Iar ultimul concept ar fi cel legat de renaștere sau palingeneză. Platon spune, oamenii nu ajung niciodată la Hades în stare de puritate, ci mereu plini de corporalitatea din care au ieșit, ceea ce degrabă îi face să recadă într-un alt trup, ca o sămânță care încolțește într-un alt pământ. Nu o să vorbesc acum despre conceptul de palingeneză, ci aș vrea să fac o traducere mai practică legată de această corporalitate de care nu am reușit să scăpăm. Ea s-ar putea referi la forța emoțiilor noastre pasionale care ne acaparează atenția și ne face să ne ocupăm timpul și mintea cu lucruri care se dovedesc a fi inutile. Ne supără ceva și ne preocupăm un timp, iar
după ce trece faza respectivă, ne dăm seama că nu am rămas cu nimic. Și ceea ce este și mai rău este că timpul respectiv l-am putea petrece cu lucruri care sunt valoroase pentru noi, cum ar fi o discuție cu un prieten sau o lectură de calitate. Aici ar fi acest demers de a căuta să distingem între ce este valoros și ce este mai puțin valoros și a înțelege felul în care ne putem concentra sau ne putem antrena ca să ne concentrăm pe lucrurile care sunt cu adevărat valoroase pentru noi. Iar în continuare, despre cum poți ajunge la propriul suflet. În perioada Greciei antice, căutarea înțelepciunii sau căutarea adevărului presupunea două planuri. Pe de o parte, era înțelegerea lucrurilor materiale. Ei numeau lumea materială lumea mișcării, lumea transformării, lumea fenomenelor. Fenomene care nu sunt niciodată identice cu ce a fost momentul anterior. Și asta putem să observăm în general în jurul nostru, totul este în transformare. Tot ceea ce este, mi se pare nouă, foarte concret și fix, de fapt este într-o schimbare continuă. Iar căutarea adevărului presupunea, pe de o parte, o înțelegere funcțională a lumii fenomenelor. Iar pe de altă parte, mai important, dar fără a exclude prima parte, ambele considerau că sunt necesare, era înțelegerea lumii esențelor, pe care ei o numesc nous. Nous înseamnă mintea superioară sau mintea capabilă să perceapă ideile esențiale. Cu cele două era demersul prin intermediul căruia omul ajungea la sine însuși sau la propriul suflet. Și aici vor fi trei chei prin intermediul cărora, la rândul nostru, putem imagina poate unele soluții noi pentru demersul de apropiere de sine, de cunoaștere de sine. Prima este cultivarea forței interioare. În limbaj platonic s-ar numi individualizare. Spune în Fedon, doctrinele secrete spun în această privință următorul lucru, că noi oamenii ne-am aflat ca într-un fel de închisoare, din ale cărei lanțuri nimănui nu e îngăduit să se desfacă singur și să fugă. Vorbă care mie mi se pare și adâncă și nu prea ușor de înțeles, dar în care își găsește expresie ceva, cred eu, adevărat, că ne aflăm ca unul dintre bunurile lor în grija și în stăpânirea zeilor. Tu nu crezi tot așa? Doctrinele secrete la care face referire sunt cele orfice și pitagoreice și probabil cele egiptene, conform cărora sufletul este închis într-o colivie. El este o pasăre care este capabilă să zboare în înaltul cerului, este capabilă să înțeleagă idei abstracte și generale, formele abstracte și generale ale adevărului, dar această pasăre este închisă de niște gratii. Gratiile ar reprezenta propriul psihic, care nu este organizat și nu este dominat de pasărea aceasta capabilă să zboare înspre înalt. Putem înțelege aceste gratii și prin prejudecățile pe care le avem. Bineînțeles că, pentru că sunt prejudecățile noastre, nu ne prea dăm seama că le avem. Asta este caracteristica prejudecăților, decât atunci când începem să ne apropiem de o transformare a lor, începem să le vedem. Putem să observăm gratile prin obișnuințele pe care le avem, de asemenea prin temeri, prin frici și prin neînțelegere, prin confuzie. Aceasta ar fi colivia despre care vorbesc doctrinele secrete, ar fi o interpretare a coliviei. Tot din dialog, spune Platon, nu acesta este schimbul cinstit, să dai plăceri pentru plăceri, dureri pentru dureri, o teamă pentru altă teamă, una mai mare în schimbul uneia mai mici.
de parcă ar fi vorba de schimbat monede. Cred dimpotrivă că în schimbul tuturor acestor lucruri, valoarea are o singură monedă și aceea este gândirea. Și cred că toate, când sunt prețuite astfel, când sunt cumpărate și vândute cu asemenea preț, cu cunoaștere deci, toate sunt cu adevărat ceea ce sunt, curaj și cumpătare și dreptate, cu un cuvânt virtute autentică. Fie că se adaugă, fie că lipsesc plăceri sau temeri sau orice altceva de acest fel. Une dai plăcere pentru plăcere, durere pentru durere, ne putem gândi la plăceri și dureri mai sofisticate puțin decât faptul că consum foarte multă cafea sau mâncare sau somn sau în cazul durerilor boală, eșec, o formă de suferință. În cazul plăcerilor, de exemplu, ne place ceea ce lucrăm, serviciul nostru, ce muncim, ne place să ne întreținem gospodăria, ne place să ne petrecem timp cu prietenii și cu familia, să citim și să dezbatem diverse idei, să aflăm lucruri noi, să facem sport, plimbări în natură, să ne interiorizăm, poate, prin rugăciune sau meditație sau contemplație și așa mai departe. În cazul durerilor, în opoziție cu primele, ne place ceea ce facem la locul de muncă sau în munca noastră, dar atunci când trebuie să învățăm ceva nou și dificil, există și o stare de tensiune, de stres pentru lucrul nou. Sau când avem de găsit o soluție la o problemă mai dificilă, când trebuie să discut cu unii colegi, poate, care sunt mai acizi sau știu că este un subiect care nu o să fie pe placul lor, este o formă de provocare, este o provocare care se poate traduce și într-o durere pe care aș vrea să o evit, că aceasta era a da dureri pentru alte dureri. Dacă e vorba de gospodărie, nu uneori ajungem să simțim că toate lucrurile sunt într-un haos și e foarte greu să facem curățenie și ordine peste tot. Sau în cazul familiei și prietenilor, sunt anumite discuții dificile pe care am vrea să nu le avem sau nu ne este foarte ușor să le purtăm. În cazul căutării diverselor idei, dezbateri, pot să existe și dezbateri care se dovedesc a fi destul de intense și poate puțin agresive sau când încercăm să înțelegem un subiect nou, există o fază în care este confuzie, în care nu am încă claritate și atunci lucrurile nu sunt chiar roz. De asemenea, în cazul introspecției, nu ajung să contemplu faptul că există suferință în lume și este greu de acceptat, de înțeles. De asemenea, observ nedreptatea, haosul, pot să descoper necunoscut, mult necunoscut, care mă sperie la început sau generează tot felul de stări mai puțin plăcute. Și atunci, cum pot să nu ajung să dau plăcere pentru plăcere? Adică renunț la o plăcere pentru o alta, după aceea când îmi dau seama că ok, este prea mult, renunț și la asta pentru o alta. Aici, care este problema? Problema este excesul, faptul că fac exces de ceva. De exemplu, muncesc foarte mult și atunci nu mai am suficient timp pentru celelalte lucruri care pentru mine de asemenea sunt importante. Pe de o parte, mă bucur de rezultatele mele, pe de altă parte sunt nemulțumit pentru că îmi lipsesc celelalte aspecte pe care aș vrea să le introduc în viața mea. Și atunci, care este soluția? Și soluția este selecția, face o ordine. Și aici un pasaj din Fedon este scurt, dar cred că este foarte direct. Spune, răul suprem, acela care scapă socotelii gândului tău. Cum fac selecția? Sau de ce nu fac selecția? Cad în plasa răului suprem. Acele lucruri
care scapă socotelii gândului, gândirii proprii. Selecție înseamnă a verifica și a păstra proporția care este potrivită pentru mine acum. Îmi observ propria viață, observ care sunt idealurile mele, care sunt obiectivele mele, cum sunt eu, care sunt lucrurile care trebuie să le fac, trebuie să le includ pentru a fi bine, și atunci verific care este proporția potrivită pentru mine și de asemenea mă asigur că o păstrez, pentru că întotdeauna există solicitări ca să depășesc într-un domeniu sau altul. Și de asemenea, un alt aspect este acela de a minimiza acele lucruri care au devenit nenecesare sau mai puțin importante. A înțelege proporția potrivită pentru mine în momentul de față. În cazul lui Platon, probabil provenind de la Pitagora, vorbesc despre o împărțire a zilei în patru părți. Și este timpul dedicat somnului, 6 ore timpul dedicat vieții personale, hranei și mai departe, 6 ore muncă, 6 ore, și mai există 6 ore care sunt dedicate spiritului, care sunt dedicate căutării propriului sine și sunt dedicate acelor acțiuni care ne inspiră voința, ne inspiră, ne lărgesc conștiința, pe care nu le facem pentru supraviețuire, pentru a putea fi. Aceasta este o formulă pe care ei o propuneau. Bineînțeles că formula potrivită pentru noi este, poate să se încadreze în ea sau nu, ideea e de a verifica și a păstra proporția potrivită pentru noi. Și pentru a face acest lucru, în filozofia practică, se pune mult accent pe a ne înțelege ritmul propriu și de asemenea a ni-l accepta pentru a putea lucra împreună cu el, fără să fim agresivi cu noi înșine și luând lucrurile pas cu pas, ca și cum avem timp, dar în același timp nu amânăm momentul în care începem să facem ceva. Am extras de la filozoful Delia Guzman un îndemn pe drumul acestei căutări. Spune dânsa să căutăm să fim mai mult înainte de a dori să avem mai mult. Cu acest îndemn, ca și far, cred că putem să facem, să începem să facem ordine în a identifica care sunt prioritățile noastre și a ști să le păstrăm. În pasajul inițial, acela despre a schimba plăcere pentru plăcere, durere pentru durere, mai spunea că noi încercăm să schimbăm o teamă pentru altă teamă. Una mai mare în schimbul uneia mai mici. În cazul fricii, o mențiune ar fi că, în general, aceasta este un mesager. Când simțim teamă, ni se atrage atenția de către psihicul nostru că este un domeniu unde avem nevoie să ne concentrăm atenția pentru a putea înțelege care este formula noastră de abordare a acelui subiect. Avem un inamic în momentul în care simțim teamă sau există o tendință potrivnică, de fapt nouă, deși adeseori această tendință ajunge să aibă câștig. Aceasta este tendința de a căuta să dăm vina pe ceilalți sau pe circumstanțe pentru problema pe care o avem. Nu înseamnă că ceilalți sau circumstanțele nu sunt problematice, ci tendința noastră spontană este de a găsi vinovatul în exterior. Și aici avem și un aliat, în momentul în care simțim frică. Aliatul nostru este abilitatea de a căuta ce pot să fac eu pentru a rezolva situația. În cazul în care descoper că nu pot să fac nimic, aliatul acesta se transformă în abilitatea de a putea să mă concentrez pe altceva. Și acestea ar fi, în cazul fricii,
pe de o parte faptul că ea este un mesager, inamicul, tendința de a da vina pe ceilalți, care până la urmă nu duce la foarte multe lucruri pozitive, și aliatul a căutat să văd ce ține de mine să fac și să fac lucrul acesta. Mă gândeam și la câteva exemple, pentru că, așa cum a formulat el, dăm o teamă pentru altă teamă, una mai mare în schimbul uneia mai mici, mi se pare destul de pătrunzător. Și o să vă împărtășesc câteva exemple la care am gândit. Unul este atunci când mi-este frică de singurătate, să nu fiu singur și nu abordez anumite teme incomode, până când relația în care sunt devine insuportabilă. Iar pentru că relația e insuportabilă, teama este mai mare, accept teama inițială. Sau o altă situație, când am o nemulțumire la locul de muncă, dar nu le exprim, până când se pune problema să-mi pierd slujba din cauza problemelor care sunt acolo și atunci răbufnesc. Atunci, într-un final, spun ce am pe suflet și spun perspectiva mea, doar că este tot așa, de frica unui lucru mai rău. Noi zicem că ne ajunge cuțitul la os, că așteptăm până ne ajunge cuțitul la os și probabil că vor fi în continuare situații în care vom reacționa doar când ne ajunge cuțitul la os, dar putem să facem și altfel sau putem să scădem numărul acestor situații. Putem face lucrurile acestea prin cultivarea curajului. Curajul se opune fricii. Iar curajul înseamnă să fii sincer cu tine însuți, înseamnă să poți să recunoști unele convingeri, unele idei pe care le consider valoroase. Dar acestea sunt convingeri sau opinii pe care tu le înțelegi până la capăt. Nu sunt opiniile altcuiva, nu sunt ideile altcuiva. Pot să fie mai simple, nu trebuie să fie neapărat foarte sofisticate, dar curajul înseamnă să le recunoști cele care îți sunt proprii. Și de asemenea înseamnă să fii fidel lor, să acționezi pe baza lor, cu riscul de a nu fi apreciat de cei din jur sau de a fi uneori privit ca fiind un ciudat. De asemenea, cu riscul de a greși din cauza lor, pentru că s-ar putea să nu fie chiar perfecte. Și cel mai probabil că se greșește din cauza unei înțelegeri parțiale a unor lucruri. Dar curaj înseamnă a-mi asuma faptul că pot să greșesc, a nu mă pedepsi foarte mult pentru asta și, cel mai important, a reuși să învăț din greșeala mea, fiind a mea și înțelegând de ce am procedat așa. În felul acesta pot să îmbunătățesc propria perspectivă asupra vieții, propriile convingeri. În momentul în care cultiv curajul, eu încep să am niște principii. Sunt principii care ne apropie de toate celelalte ființe, de toți ceilalți oameni. Sunt principii care reușesc să înglobeze tot ce înseamnă aspecte ale vieții. Și, de asemenea, sunt principii care au un nivel de flexibilitate în sensul în care, în momentul în care, din cauza unei neînțelegeri sau a unei viziuni nu suficient de clare asupra lor, greșim, putem să ni le îmbunătățim. Iar curajul înseamnă să acționăm pe baza lor. Ori, în momentul în care acționăm pe baza lor, deja nu mai acționăm din frică. Nu mai decidem pentru că mi este frică de ceva, nu mai decid pentru că mi este frică de ceva, ci decid pentru că înțeleg într-un anume fel. Pot să simt în continuare frică pentru decizia sau pentru ceea ce am de făcut, dar factorul care mă determină să fac într-un fel sau altul nu este teama, ci sunt niște principii raționale, niște principii interioare sau niște sentimente pe care eu le-am recunoscut în mine. Aceasta ar fi prima cheie, care era legată de cultivarea forței interioare, și în Fedon se vorbește despre cele două virtuți, cumpătare, când nu mai dăm
plăceri pentru plăceri, ci introducem un criteriu propriu, o selecție proprie și atunci felul în care se succed evenimentele este determinat de acesta. Și cea de-a doua virtute, curajul, înțeles de asemenea ca în opoziție cu frica, în opoziție cu tendința aceasta de a face ceva de frica unui rău mai mare, ci curajul este a face ceva pentru că am hotărât pe baza unor valori pe care eu le regăsesc în interiorul meu și de asemenea pe care le pot îmbunătăți în cazul în care îmi dau seama că este necesar, în cazul în care înțeleg că este necesar. Cheia a doua este stăpânirea de sine, care ar fi tradusă și prin demnitate. Aici avem un pasaj în care spune: filozofii nu se sperie ca mulțimea iubitorilor de averi să-și piartă bunul lor și să cunoască sărăcia. Și nu se tem ca iubitorii de putere și onoruri de lipsa de cinstire și de nume bun. Aici nu cred că vorbește despre faptul că filozofii ar vrea să fie sau trebuie să fie săraci sau singuri sau slabi sau huliți de ceilalți, ci despre a nu fi speriat de această perspectivă. Cum vorbisem puțin și înainte, atunci când omul este condus de teamă, el ajunge să înlocuiască o frică cu o alta. Când genul acesta de perspective pot să inspire în noi frică, și atunci ajungem să pierdem ceva mult mai valoros decât posibilitatea de a ne pierde statutul social sau bunurile materiale, ajungem să pierdem propria demnitate. În momentul în care demnitatea nu este ceva palpabil, este o stare interioară pe care o cultivăm, o șlefuim sau, din contră, o ciuntim. Iar în momentul în care ciuntim propria demnitate, atunci rezultă confuzie, rezultă habotnicie sau fanatism, rezultă agresivitate, rezultă o stare de haos. Aici nu o să mai comentez eu, de asemenea am selectat o poveste cu tâlc. Se spune că în timpul unui regim totalitar, toată lumea dintr-un sat cedase în fața presiunilor acestui regim, în afară de una dintre cele mai bătrâne femei, care nu dorise să cedeze nimic din puținul pe care l-agonisise. Ea avea câțiva câini puternici, care ținuseră până atunci pe toată lumea la distanță. Se auzise despre ea până și la organizațiile centrale ale regimului, astfel că într-o zi, unul dintre șefi, care era chiar nepotul bătrânei, a venit să rezolve situația. Bătrâna l-a primit în casă și i-a spus să se descalțe. Surprins că nu a fost tratat cu respectul și teama cuvenite, vizitatorul și-a ieșit din fire și a țipat: femeie nebună, nu-ți dai seama că stai în fața unui om care te-ar putea șterge de pe fața pământului fără să clipească din ochi? În ciuda amenințării, bătrâna a ridicat liniștită privirea și i-a spus: ai uitat de tot de unde ai plecat. Tu îți dai seama că stai în fața unui om care se poate lăsa șters de pe fața pământului fără să clipească din ochi? Aceasta ar fi forța demnității, forța interioară a omului care are foarte în clar principii subtile pentru viața sa și care are tăria de a înfrunta dificultăți foarte mari sau riscuri, să-și asume riscuri foarte mari. Cea de-a treia cheie pentru căutarea propriului suflet am numit-o căutarea cunoașterii, lărgirea orizontului conștiinței. Și pentru această cheie, dialogul Fedon, ca de altfel și alte dialoguri de ale lui Platon, ne oferă mai multe argumente prin intermediul cărora putem să reflectăm, putem să gândim, să observăm întrebări noi. Am selectat din Fedon câteva astfel de argumente. Un argument este cel despre egalitate. Vorbesc participanții la dialog despre conceptul de egalitate.
De unde avem conceptul de egalitate? De ce știm să spunem că două lucruri sunt egale între ele? De ce unuia lucrurile îi par egale și altuia nu îi par egale? Dincolo de faptul că poate cineva vede două lucruri egale și altcineva le vede diferite, din asta ceea ce putem să observăm este că ambii oameni au conceptul de egalitate, ideea că sunt egale sau nu sunt egale. În realitate, probabil că nimic nu este egal cu altceva. Dacă mergem la nivel foarte, 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 foarte mic, găsim diferențe. Dar, deși nu sunt lucruri perfect egale, noi avem conceptul de egalitate. Și aici este un argument care, pe baza căruia putem reflecta ce este acest concept de egalitate. Nu este ceva concret. La fel ar fi și ideea de frumos. Ce este frumusețea? Nu putem să negăm frumusețea, chiar dacă spunem că este în ochii privitorului, pentru că un lucru care unuia îi pare frumos, altuia îi poate fi indiferent. Dar frumusețea este trăită și de fiecare om, este observată de fiecare om în ceva. Și ce este această frumusețe? De ce apare această stare? Sunt întrebări la care în continuare căutăm răspunsuri. Un răspuns, să zicem, pe linia despre care am vorbit astăzi, ar fi că aceste concepte care sunt abstracte țin de sufletul nostru, pentru că ele are capacitatea să lucreze cu idei abstracte și generale. Noi facem matematică. Când ne ocupăm de matematică, ne ocupăm de formule, de cifre, de lucruri abstracte. Nu există cifra 3. Cifra 3 e un concept abstract. Există 3 mese, există 3 scaune și așa mai departe, dar 3 în sine nu e palpabil. Nu avem unde să găsim cifra 3. De asemenea, arta. Dar este ceva din artă care nu e palpabil. De aceea sunt mari artiști care transmit multor oameni și ne întrebăm cum au făcut lucrul acesta. Și transmit unor oameni foarte diferit, nu e ceva impalpabil. Tot așa ar fi infinitul. Ce este infinitul? Nu putem să punem mâna pe infinit. Dar avem conceptul de infinit, chiar dacă nu-l înțelegem foarte bine, este foarte provocator. De asemenea, bunătatea. Observăm bunătatea. Nu știm exact ce este. Uneori poate o urmărim, căutăm să o trăim la rândul nostru. Observăm în jur, poate la alte persoane. Nu e ceva concret. Ce este bunătatea? Un alt argument din Fedon, pe linia aceasta de reflexie, de lărgire a orizontului conștiinței, este argumentul despre reminiscență. Și aici apare întrebarea cum învățăm, cum înțelegem. Noi primim informație și uneori informația aceea o înțelegem din primă, dar cu alt gen de informație ne ia mai mult timp. Am reținut toate datele, poate le-am reținut sau le-am notat într-un caiet, dar n-am ajuns să înțelegem. Și apare întrebarea ce înseamnă acel înțeleg. Ce se întâmplă în momentul în care înțeleg ceva? E evident că avem o distinție între informație și înțelegere. Și ideea, argumentul despre reminiscență dezbate despre cum ajungem să înțelegem ce se întâmplă atunci. Și aici putem să reflectăm în continuare la ce este imaginația, ce sunt amintirile. Este interesant, pot să stau în cameră și în imaginație să simt gustul unei portocale. Cum se întâmplă asta? Sau să simt adierea vântului sau să aud melodia preferată? Nu e neapărat o abilitate a imaginației tuturor sau trebuie antrenat, dar cum facem lucrurile acestea? Sunt întrebări care sunt foarte interesante și în continuare se caută înțelegerea unui răspuns asupra lor. De aceea facem experimente în neuroștiințe ca să înțelegem cum se întâmplă asta. Nu înțelegem foarte mult. Momentan
cercetătorii spun că suntem la suprafața înțelegerii felului în care funcționează creierul sau mintea noastră și de asemenea înțelegem de ce, pentru ce cum au apărut, pentru ce se întâmplă lucrurile acestea. Suntem asupra cărora putem reflecta și atunci deja în mintea noastră încep să apară idei noi și interesante. Un ultim argument pentru astăzi este argumentul despre lucrurile care se nasc din contrariul lor. Spune, plăcerea se naște din durere. După ce ne doare foarte tare stomacul, de exemplu, când trece, simțim o eliberare, o stare mai plăcută. De asemenea, durerea se naște din plăcere. Mai marele se naște din mai mic, prin creștere. Mai micul se naște din mai mare, prin descreștere. Avem o ghindă și în anumite condiții, într-un timp, din ghinda aceea vom avea un imens tejar care după un timp din nou va fi o ghindă. Nu e creșterea și descreșterea. Apoi starea de somn se naște din starea de veghe și starea de veghe din starea de somn și spun ei, viața se naște din moarte și moartea se naște din viață. Acest argument ne face să reflectăm asupra felului în care lucrurile se transformă, curgerea lucrurilor. Dacă am făcut azi dimineață un duș, o parte din corpul meu nu mai este în mine, pentru că am pierdut o parte din piele. De asemenea, dacă am avut o discuție, s-ar putea ca unele idei față de care aveam afinitate, acum să nu mai fie parte din mine, să le fi modificat puțin, să aibă alte nuanțe. Deja s-a schimbat felul în care este mintea mea. Este o transformare continuă. Iar pentru acest punct, căutarea cunoașterii, Platon ne avertizează sau ne atenționează asupra unei virtuți pe care o avem de cultivat. Este o virtute a rațiunii, a minții, anume prudența, atunci când ne aventurăm în căutarea cunoașterii. Dacă ne avântăm din prima la a desluși cauza primă, la a avea idei ferme despre concepte care sunt profunde și subtile, este posibil să riscăm foarte, foarte mult. Dacă nu chiar să facem ceva ce este imposibil, este ca și cum îmi propun ca mâine să alerg un maraton, 42 de kilometri, în condițiile în care nu am niciun antrenament. Sau îmi propun să fac o operație pe inimă în condițiile în care nu sunt chirurg. Nu aș face lucrul acesta, pentru că am un nivel de înțelegere și o prudență. La fel este și în cazul unor teme care sunt captate de mintea noastră. Nu ne întrebăm ce este infinitul, cum a apărut universul, cine suntem noi, ce este viața, ce este moartea și așa mai departe. Și pentru aceste teme avem nevoie să ne antrenăm pentru a putea să le abordăm într-o manieră serioasă. Și aici intervine prudența. Dacă ne vom hazarda să facem lucrul acesta fără antrenamentul potrivit, vom ajunge la o stare care nu va fi foarte sănătoasă pentru noi. Aceasta este acea de a treia cheie despre lărgirea orizontului conștiinței. Și aici am pregătit o poveste, de data aceasta este din Orizont. Spune că un pusnic medita lângă un râu când un tânăr l-a întrerupt. Maestre, aș vrea să devin ucenicul tău. De ce? Întreabă pusnicul. Tânărul privit nedumerit. Pentru că m-am săturat de lumea asta și vreau să găsesc divinitatea. Maestrul s-a ridicat, l-a privit îndelung, i-a zâmbit. Bine. Și imediat l-a prins de gât, l-a târât în râu și a scufundat capul sub apă. L-a ținut acolo un minut, în timp ce tânărul dădea disperat din mâini și din picioare, luptându-se să se salveze. În cele din urmă, maestrul l-a eliberat. Abia a respirat, tremurând plin de spaimă. Când s-a liniștit, maestrul i-a vorbit. Spune-mi, ce ți-ai dorit cel mai mult când erai sub apă? Aer, răspunse tânărul. Ce fel de maestru ești tu dacă nu știi asta? Cum poți să chinui un om așa? Foarte bine, spuse maestrul.
Du-te acasă și întoarce-te la mine când vei vrea să găsești divinitatea tot atât cât ai vrut să respiri. Altfel, sufletul îți va muri sufocat de prostie și habotnicie. Aceasta ar fi pentru prudență. Legat de ultima cheie, a căuta lărgirea orizontului conștiinței, având prudență și ritmul potrivit. Acestea au fost cele trei chei pentru acționa în direcția înțelegerii acestei teme, propriul suflet, crederea în sine. Prima a fost cheia cultivarea forței interioare, prin curaj și cumpătare, individualizarea, cu mesajul acela: răul suprem este acela care scapă socotelii gândului tău. Cea de-a doua cheie era stăpânirea de sine, demnitatea, cu mesajul: filozofii nu se sperie, nu se sperie de ce ar putea aduce viitorul, nu sunt conduși de teama aceasta. Iar cea de-a treia, căutarea cunoașterii, lărgirea orizontului, încheie platonică, n-am vorbit astăzi despre acest mit, ar fi ieșirea din peșteră, este mitul peșterii din Republica. Și aici un mesaj: trupul să rămână singur în el însuși, elementele care țin de condiția umană cu limitele ei, să le putem aborda într-o manieră potrivită pentru ele, în acord cu natura lor, iar sufletul, despărțit de trup, să rămână singur cu el însuși, elementele care țin de dimensiunea abstractă și generală, intelectuală, de căutarea a ceea ce este esență, adevăr, cultivarea unor arte mai abstracte, cum descriam, de la matematică la artă sau la cultivarea bunătății, cultivarea armoniei, a curajului, să fie realizate fără ca limitările condiției umane să pună anumite granițe. Și voi încheia tot cu vorbele lui Socrate, am parafrazat puțin. Spune Socrate: trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne împărtăși cât suntem în viață din virtute și înțelepciune. Frumoasă e răsplata, iar speranța mare. Firește că nu se cade ca un om de bun simț să se înverșuneze în a susține că lucrurile stau în tocmai așa cum le-am înfățișat eu. În orice caz, omul care de-a lungul vieții și-a dat toată silința să învețe ceva, care a vrut pentru sufletul său podoabele sale adevărate, cumpătarea și dreptatea, curajul, libertatea și adevărul, omul acesta trebuie să aibă încredere în soarta sufletului.